Deci, Căline, Căline, fiindcă tu ești interesat de matematică, există un băiețel Darius. Uită-te pe prof online și o să vezi acolo niște probleme propuse de el, că tot mă săcă tot așa că e din Constanța. Și face chestia asta, mă intimite și probleme. Și o să le găsesc la prof online, nu știu pe nimeni. La un comentariu, le găsim da, chiar, da, chiar acum, la noiembrie. E, și la noiembrie, la octombrie, îl găsiți pe Darius din Constanța. Și atunci, de asta e și pentru Darius, îl dau cu ocazia asta. De e perpendiculară pe, pe AB, fie M în mijlocul lui, M în mijlocul lui de e, să se arate că AM e perpendicular pe CE. AM perpendicular pe CE. Da? AM perpendicular pe CE. Și încă una, dacă e ziua ta azi, încă o problemă, care zice așa. Să dăm un triunghi oarecare. A, B, C. Deci un triunghi oarecare. Construiesc aici un triunghi echilateral. Un triunghi isoscel dreptunghic. Deci un triunghi isoscel. Atenție că nu e în prelungire deja. Și din coace un triunghi dreptunghic iar isoscel. A, C, E, respectiv B, A, F, B, A, F, să se arate că A, M, A, M este mediană, dacă și mai dacă am e perpendiculară pe E, F. Deci A, M, mediană, dacă și mai dacă am îi perpendiculară pe ei. Acolo sus tot am. Aici e I, un punctul I pică. Punctul I unde pică. Dacă am în prelungire, să înțelegi. Deci două probleme aici. Odată că am îi mediană și a răs că e perpendiculară și dacă e perpendiculară, e mediană. Deci am îi mediană, dacă și mai dacă am am îi mediană, dacă mai dacă am îi perpendiculară pe IEF. Așa că ai ce face, nu? Bun. Mă bucur să te pas, că e frumoasă geometria, nu se mai face. A, problema asta a fost dată la Olimpiada faza județeană, cu mulți ani urmă și la facă. Cred că acum vreo 5-20 de ani. Vedem până mâine, dacă faci. Păi dacă poți, nu te omori. Chiar degeaba ți-o așa. Când eram elev, profesorul meu de fizică m-a descoperit că eu sunt un băiat ambițios și de-a noroc încolo nu mai eram elev al clasei, eram colaboratorul. Și uite o problemă, când nu-i mergea, vine la mine și care că nu merge o problemă, știi, mă chinui foarte tare pe aia. Și vezi că urmă și studia. Mă uitam așa, nu doar la plăcere. Foarte grele, deci parcă nici nu e pentru a șapte, deci foarte grele să dau. Asta zicea că la Olimpiadă se dă puțin nivelul lor. Păi, totdeauna se dă puțin nivelul. Atenție, la Olimpiadă e vorba de a descoperi câțiva copii din județ. Genii. Cel lucru care trebuie să vă atragă atenție este așa, trebuie înțeles. Acolo se dau subiecte care uneori nu există în literatura de specialitate. Vă interes? Da, dar sunt profesori care stau și se uită și vă fac greu. Dar profesor? Păi, da, corect, da. Dar profesor care stau? Asta... Păi anul trecut am stat la o problemă cu vreo 3 profesori din tot ca să o faceți. Dar nu vă mai spun asta, dar asta e valabil. Și profesorul care crede, care spune că le face pe toate, greșit. Nu, păi nu, că e mi-au plăcut. Da, dar așa da. Că vă dăm telefon de 2 zile. Da, dar asta este. Deci dacă nu avem... Nu am judecat, Anesc, e normal. Deci acolo se caută ce... Exact. Nu era ca eu să zic, dar cu 30 de ani, era olimpiadele care erau după programă, după... Și cum am dat noi, domn profesor. Eu am fost la Alexandrie și am fost la biologie pe țară. Da, deci da, era da. Programa care ne-o dădea
băga în noi, exact ca niște cobai, da, cât putea memoria, da, cât putea, și atunci știai ce, nu putea oricine. Dar nu, hai să ne gândim o logică de aia de pe pământul ăsta, dacă avem o celulă. Asta-i trebuie. Da, deci o celulă. Asta trebuie să vă spun, că eu ce încerc să fac aici este altceva. Deci mă rog pe partea asta creativă. Deci nu lucrurile acestea care se mă îndemână. Dar sunt la situația asta în care, mă rog, trebuie să fac și acestea la îndemână. Dar nu la varianta așa să facem roboței din oameni. Ci să putem să ei să înțeleagă niște lucruri, să poată să facă progres. Deci e altceva. De ce profund la plăcere, adică și într-o logică a faptelor. Exact. Nu așa formule. E percepută matematică ca un set de formule, azi ne înveți mâliuți. Exact, dar nu, stăteam. Da. Toate lor din la revedere. Succes, succes. Domn profesor, ce aveți acolo în sacoșica aia? Din aia le-am pot, le pup și eu. Ălea, toate așa, comentariile. Am înțeles, da. Nu? Le dați un... Vreau mulți, da. Da? Da, mulțumesc. Bine, vă pup. Haideți. Haideți, copii, să nu se zicea să-i fie pe la dimineață. Să scrie la data. Da, da. Și... Vedeți, mâine se începe la capturarea lunii de. Să dăm la alte capturare și atunci să trecem în revistă lucrurile care merită, așa ca să ai o stare de bine. Vreți filmul și ce vreau ca să supraveghem sau era la sfârșit? Nu, lăsăm așa, că chiar acum ai dat drumul, știi că d-am făcut. Ai uitat, știu. Așa. Și eu să scriu, da? Da, acolo. Pune materie clasa... 11? 11, da. Băi, Vlad, s-o supărat, nu vezi cum e bine. Ba, bun. Bine, azi că vine miercuri și joi. Așa au zis eu? Da, am vorbit cu el ieri, cred. Aha, deci el a fixat zile. Da, păi ca și mine, eu vin în marți. Nu în marți, miercuri și eu miercuri și joi. Bun. Pentru toate limitele cerințe să se calculeze. Deci îmi spune clasa a 11-a. Tema pentru acasă, că tu ai da. Tema pentru acasă. Bun. Să se calculeze limita de yn și yn este de formă. Cum supra n pătrat plus 1 plus 5 supra n pătrat plus 2 plus 9 supra n pătrat plus 3 plus puncte plus 4 n plus 3 supra n pătrat plus 1 plus 5, ce ai zis? Plus 4 n minus 3 4 n minus 3 supra n pătrat plus 1. Facem aici, calculăm și rul major și rul minorant. Așa. Și facem cu metoda creșterii, criteriul creșterii. Așa. Visăm la varianta asta. Da, deci spune așa, oare există, ne întrebăm, există două și, să luăm și rul ăsta cu, cu cine, cu Y, da? Există Xn și virgulă Zn așa încât Xn mai mic egal decât Yn mai mic egal decât Zn. Da? Dacă există, deci dacă există două șiruri, unul minorant, l-am notat noi Xn, da, altul majorant notat cu Zn, și așa încât limită din Xn egal cu limită din Zn și egal cu L. Același lucru să fie, da? Da. În condițiile astea, dacă o să avem baftă așa, atunci limita finală, de în condițiile astea, limită din Yn va face tot L. Atunci, va face limită din Yn, va face tot L.
Deci povestea este să găsim majorantul și minorantul pentru șirul ăsta. Vreau să spun că în exerciții de senecație se dă forma asta de sumă, de multe ori încerc să calculez suma asta, concret, să vezi da. Cum ar fi. Da. Exercițiul tău s-ar scrie așa, egal cu sumă, de la K egal cu 1 până la N, din 4K minus 3, totul supra, nu așa, nu e așa. Că nu e suma numărătorilor pe suma numitorilor. Este sumă adâncă, deci YN e sumă de fracțiile acestea, nu? Deci este sumă așa, mare. De la K, sigur că da, la K egal cu 1 până la N, 4K minus 3, totul supra N pătrat plus K. Totul supra, așa, N pătrat plus K. Dar el nu e K pătrat plus K? De ce K pătrat? Uite, păi... uite, dacă îi dai lui K valoare 1, cât este aici? E desfășoară suma, azi vezi dacă am să fie bine. Egal cu? 4 ori 1, 4 și cu minus 3 face 1. Da. 1 supra N pătrat plus 1. Da. Plus, ar urma, plus. 8 minus 3, 5. 5 supra N pătrat. Da, e 8 N pătrat. Plus 2. Plus 2. Da. Deci contorul de sumare e ca simplu. Când te văd eu acolo 1, 2, 3, 4 N. Deci ăsta a fost motivul pentru care am gândit așa. Ei, și după ce ai scris șirul acela ca o sumă, îți propui foarte mult ca să reușești să calculezi suma aceea. Să reușești, nu știu cum să reușești. Da? Dacă nu-i calculabilă, atunci te gândești la șir majorant și șir majorant și altul minorant să-l prinzi în crește. Concret, ca să nu vorbim vorba. Deci să-ți dau un alt șir. Fie șirul AN, fie șirul AN egal cu 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus la mai departe plus puncte puncte plus 1 supra 2 N minus 1 pe lângă 2N plus 1. Vezi? Acesta e șirul AN care ți-l-am dat. Nu ori de câte ori vezi un șir, gata, te gândești la crește. Ci este un termen, este un șir a cărui termen general e dat sub formă de sumă și acum tu încerci să vezi dacă nu găsești expresia formei termenului general. Pentru că șirul ăsta ar avea următoarele termeni. Au pentru N egal cu 1, pentru N egal cu 1, A1 ar fi 1 supra 1 ori 3, adică dându-lui N valoarea 1 în aici. Acolo, cât vine? 2 ori 1, 2, minus 1, 1, și 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. 1 supra 1 ori 3. Da. Adică... Pentru N egal cu 2, A, 2, ar să fie? 1 supra 1... Suma toate până acolo. A, 1 supra 1 ori 3, da. Deci 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5. Da? Da. Pentru N egal cu 3. Ca orice șir, avem șirurile respective. Deci primul este 1 supra 3, adică ăsta da. De aici. Al doilea este ăsta de aici, adică cât ar fi? 1 pe 3 plus 3 ori 5? 6 pe 5. Deci aduc la aceeași mitor, așa pe aici cu 5, 5 pe 15. Aduc 5 plus 1, 6. 6 pe 15. 6 pe 15 cât face? 2, 0,
simplific prin 3 și face 2 pe... 2 pe 5. 2 pe 5. Face 2 pe 5. Și așa mai departe. Da. Astea vor fi termenii șirului care, mă rog, îi calculăm acolo. Ei, povestea este să găsesc o exprimare mai concentrată, adică să calculez suma asta și să fie o expresie în care să găsesc repede fracțiile astea, 2 pe 5 și așa mai departe. Deci să calculăm suma respectivă. Ei, cum facem acum? Da. Ideea este să... Vezi, diferența între 1 și 3 este de 2. Între 3 și 5 are de 2. A, să scriem... Dacă ai avut 2 peste tot... A, vă scriem ca aici, sus, ca 1 pe 3... Nu, 3 minus 1 spre 1... Deci tu vrei să fii 2 aici. Da. 2 peste tot. Și atunci mulțumesc toate astea cu 2. Și ea devine, ia să vedem, pentru... În urma mulțirii cu 2 peste tot avem... Doi a indice ien, egal cu 2 supra 1 ori 3, plus 2 supra 3 ori 5. 2 supra 5 ori 7, da. Plus 2 supra 2 ori 1, 2 ori 2 ori 2. O să zicem egal mai departe, loc de 2 poziți 3 minus 1, 3 minus 1 supra 1 ori 3. Deci 2 plus 1. Nu, pentru că era minus și schimbul semnului paranteză. Da, dar mai bine ai să lăsați 2 plus 1 într-o paranteză și cealaltă 2 în minus 1 în cealaltă paranteză. Așa. Așa, și minusul între ele. Da. Ca să poți simplifica. Ca pe asta zicem. 2 în minus 1. 2 în plus 1. 2 în minus 1. Așa. Și acum observi ce se poate face. Ia. Da. Și scrie desfășurat. Thank you.
deci cu ăsta. Și rămâne 1 minus M de Darius. Am calculat și limita. Așa, deci limita este 1 pe 2. Așa e bine? 1 pe 2? Păi să vă arăt. Am desfășurat aici. Pentru că venea aici 1 pe 1, 1, minus așa. 1 pe 3, plus 1 pe 3. Minus 1 pe 5, plus 1 pe 5. Am văzut că este aceeași viitor și vine 2n plus 1, minus 1, 2n. Da. Deci 2n supra 2n plus 1. Da. Și era 2n, 2n și aici era... Dar nu-i 4n. Păi... Ba da, m-am împărțit prin 2, pentru că ăsta era 2n. Așa, așa, ai dreptate, da. 2n. Și atunci mai n este... Stai așa. N... Va fi 2... Tot 1 pe 2. Tot 1 pe 2, da? Da. Deci limita este 1 pe 2. Bun. Ce am vrut eu să-ți atrag atenția? Deci când vezi un șir dat într-o formă de asta, ideea pe care eu m-am dat este să calculezi suma asta. Deci să vezi cum arată termenul general. Că termenul general a fost acolo 1 minus 1 pe 2n, asta de două ori a n. Da. Numai simplu a n este 2n supra n pe lângă, nu știu ce este, 2n plus 1, 2, 2 pe lângă 2n plus 1. Finalul este limpede. Că încerci chestia asta. Dacă nu reușești să-l scrii sub forma aceea mai strânsă, nu? Mai termen general altfel, mai concentrat decât așa cum era acolo, deci dacă nu reușești asta, atunci te gândești să vezi mai întâi, să vezi dacă șirul este convergent. Criteriul creșterii este este o chestie, dacă un criteriu de convergență la urmă. Nu neapărat îi duci la monotonie și mărginirii, ci pur și simplu, dacă ai găsit cele două șiruri în oraș mijloc, cu ideea că au aceeași limită, atunci, gata, ai terminat povestea. Păi nu se pare mai lipsă așa. Cum? Să fac criteriul creșterii. Păi faci așa când ai baftă să găsești pe cele două șiruri. Dar hai să vedem acolo, concret la exercițiul tău, nu că ți se pare mai simplu. Vreau să spun că în cazul ăsta, la șirul AIN, nu știu dacă tu puneai mâna pe șirul minorat și majorat al lui AIN care ți-a dat așa. Da, păi nu, ăsta. Deci nu puteai să găsești. Atunci, iată că trebuie să calculezi forma termenului general așa, artificii de calcul, nu artificiul ăsta de a fi mulțit cu 2, da. Și să... Deci, la limită, în rezultatul care apare. Și acum te rog să încerci acolo, să vezi ce reușești. Păi, considerăm, luăm x intern și minoran. Deci, gândește la un șir XM minoran, așa m-am zis noi, șir minoran. Și cum
mă îl construiești? Unul pe n pătrat plus n, plus 5 pe n pătrat plus n, plus puncte puncte 4 n minus 3 supra n pătrat plus n. Deci, x-ul ăsta ți este dat. Ce modificare faci tu aici? Modificarea este că peste tot apare baza n pătrat plus n. E mecanică și chestie, da? Păi, așa. E văd la clasă așa, așa. Da. Da. Am terminat repede exercițiul ăsta. L-ai făcut acasă, l-ai terminat repede. Da. Dar eu hai, dacă hai să văd, să încerc să înțeleg exercițiul. E adevărat că ienul ăsta lucrează în zona de la 1 până la ien, da? Ienul e cuprins între 1 și, nu, ien, nu, cau, între 1 și ien. Și tu ai pus ochii pe ien numitor, ien pătrat plus K. De aceea, aduni în ambii membri un ien pătrat și, și inegalitatea asta devine că 1 plus ien pătrat e mai mic. Egal cu cine? Mai... n pătrat plus k. N pătrat plus k. Care e mai mic? Egal decât n pătrat plus n. Deci trebuie o logică în lucrurile astea, nu așa? Da, nu am știu. Asta de-aia insist. Echivalent cu... Schimbăm sensul inegalității și construim 1 supra... 1 plus n pătrat. 1 supra... cât 1 plus n pătrat mai mare sau egal decât, mai mare egal decât 1 supra n pătrat plus k, care e mai mare egal decât 1 supra n pătrat plus n. Iată că mă apropii și eu de această inegalitate. Eu la clasă nu am înțeles de ce se alege. Eu, dacă era după mintea mea, șirul minorant, îl luam de la 1 supra n pătrat plus 1. Dar asta, de fapt, șirul... nu. E numitorul, da, de acolo. Da. Dar logica asta este. Că acest K între 1 și N, am adunat N pătrat. Dați mi apare N pătrat plus K. Da, cum este un... da. În fracția asta, nu? De care se suportă sumarea. Da. Și îmi construiesc, am nevoie de N pătrat. Dacă ar fi avut 2 N pătrat, n-am 2 N pătrat în ambii membri, în cei 3 membri. Și mi-am construit-o pe asta, numitorul aici. Acum de aici ce mai faci? Să-l privesc invers. 1 supra n pătrat. N pătrat plus n. Mai mic egal decât 1 supra n pătrat plus k. Care e mai mic egal decât 1 supra 1 plus n pătrat. Ai înțeles de ce? Acum tu de așa zice, 1 supra n pătrat plus n. Adică plecai cu minorantul ăsta. Da. Și acum ce ai de gând să faci? Toți numitorii, să las numitorii n pătrat plus n și să devină o sumă. Deci pui același numitor, acum ai aceeași... Așa. Sus devine suma asta, suma de la 4. Hai să facem treaba deșteaptă. Hai să o înțelegem. Hai. Da? Hai. Acum, zice așa. Am să fac următorul lucru. Să mulțesc peste tot inegalitatea asta cu 4K minus 3. Pentru că eu vreau să-mi păstrez 4K minus 3 supra N pătrat plus N. N pătrat plus K. Da. Deci mulțim peste tot cu 4K minus 3 și inegalitatea devine. Ia scrie aici. Inegalitatea devine. Inegalitatea asta, da? Da. Ce devine? Dacă mulțim peste 4K minus 3 supra. 4K minus 3 supra N pătrat plus N. Mai mic egal decât 4K minus 3 supra pătrat plus K. Mai mic egal decât 4K minus 3 supra N pătrat plus... sau N pătrat plus 1. N pătrat plus 1, nu? Da. Și acum, asta e adevărată pentru orice K. Orice K. Adevărată, da? Da.
Și sumăm acum. Sumăm stânga, dreapta, sumăm peste tot. Deci, fiindcă asta e adevărat pentru orice caz, zicem, sumă. Sumă de la K egal cu 1 până la N. Din 4K minus 3 supra N pătrat. Nu. Sub sumă, bagă-te. Deci, sumă din... Băgăm simbolul sumă peste tot. Da? Da. Sumă de la K egal cu... Din 4K minus 3 supra N pătrat plus N. Mai mic egal decât sumă de la K egal cu 1 până la N din 4K minus 3 supra N pătrat plus K. Care e mai mic egal decât sumă de la K egal cu 1 până la N din supra N pătrat plus N. Prin N pătrat plus 1, da? Așa, N pătrat plus 1. Da, sumă de la K egal cu 1 până la N din 4K minus 3 supra N pătrat plus K este tocmai Y-ul tău. Da. Da. Iar N pătrat plus N nu suferă în indicele sumare. Deci 1 pe N pătrat plus N este în față. Da. Deci vei putea spune 1 supra N pătrat, 1 supra N pătrat plus N. Ori sumă. Ori sumă din cât ți-a rămas. Da, din 4K minus 3. Mai mic egal? Mai mic egal decât... Tot la fel. Da, mai mic egal decât cine? Ăsta, ăsta care este... Cine este ăsta? Este Y-ul tău. Y-ul. Deci mai mic egal decât Y-ul. Nu trebuie. Da, nu trebuie. Suma asta e... Este șirul care ți l-am mi-ai dat tu acum. Mai mic egal decât? Aici ar fi niște fracții, atenție, Andreea, ar fi niște fracții care la numitor ar face N pătrat plus 1. N pătrat plus 1, ar avea aceeași numitor, da? Da. Deci N pătrat plus 1 sumă. Dacă vrei să spun acum, mecanic, tu înțelegești așa, că 1 supra N pătrat plus 1 este așa și sus ai sumă. Sumă. Da. Așa spune, sumă. Dar este același lucru ce spuneam. Sumă supra N pătrat plus 1. Mai că da. 1 pe N pătrat plus 1 l-a scos în față. Da. E numitorul comun, da? Ei, construcția așa făcută este clară acum. Că sumă de 4K plus 3 poți să știi cât este egal. Deci vei avea 1 supra N pătrat plus 1. 1 supra N pătrat plus 1. N pătrat plus N. Ori 4 N pe lângă N plus 1 pe 2 minus 3, dar nu pot să facem. Da. N pe lângă 4 N pe lângă N plus 1 supra 2 minus 3 N. Că vine minus 3, da. Minus 3, minus 3 N. Minus 3 N, da. Egal decât 1 pe N pătrat plus 1. Da. De fapt, decât N din Y cu N. Y-N. Și rutăm, da? Y-N. Și mai mic egal decât 1 pe N pătrat plus 1. Ori suma acealaltă pe care o ai tu, 4 N pe lângă 4 N plus 2. Da. Minus 3 e. Ca să fii corect, trebuie să spui așa. Că 1 pe N pătrat plus 1 se cu toate astea. Da. Și asta e iarăși cu toate chestia asta. Da. Și apare acum. Atunci în același numitor. Da. Și vine... Și ar fi 1 pe N pătrat plus N. Ori 4 N pe lângă N plus 1. 4 e împătrat, așa mulțește. A, 4 e împătrat, plus 4 e în minus 6, e în minus 2 e. Da, minus 2 e. Supra 2. Exact.
mai mic egal. Egal decât din X, din mic egal decât... 1 supra n pătrat plus 1. Ori 4n pătrat plus... Tot la fel, 4n pătrat minus 2n. 4n pătrat minus 2n. Supra 2. Și iată că am ajuns acum, hai să scriem așa cu atenție acum ce avem, nu? Avem așa. 4n pătrat minus 2n supra 2 pe lângă n pătrat plus n. Da. Că și nu ținut. 4 scrie mai mare, 4n pătrat minus 2n. Totul supra 2n pătrat. 2n pătrat plus n. Plus 2n. Plus 2n, hai să zic așa. Da. Mai mic egal. Nu. Da, da, e bine. Mai mic egal decât yn. Și mai mic egal decât 4n pătrat. 4n pătrat minus 2n, totul supra. 2n pătrat plus 2. 2n pătrat plus 2. Cu ocazia asta ai construit două șiruri, un șir minorant și un șir majorant. Da? Da. Da. De șir minorant. Unul șir majorant. Majorant. Și acum treci la limită și vei avea limită din stânga egal cu limită. Deci limită din șirul minorant mai mic egal decât limită din șirul majorant. Pot să notez pe asta cu x în gen. Da. Limită din xn. Limită din yn. Mai mic egal decât limită din zn. Și iată, îți lucrează creștile. Da. Poate ai baftă ca aici să facă același lucru. Aici. Cu partea cealaltă. Asta la timp de la cine? 4 pe 2. 2. 2. 4 pe 2. Deci și ăsta și ăsta tind la 2. Și atunci ce rezultă de aici? Limită din yn. Din yn. Rezultă că limită din yn egal cu 2. Terminat aici. Da, ciudat așa. Dar erau construcții mecanică. Tu ziceai n pătrat și cu 1 și cu 4, n pătrat plus n, așa nu știu ce, sumă de sus, sumă de jos. Dar n-aveai explicația clară. Hai să mai vedem o dată. Deci așa trebuie să observi. Că așez ca conturul de sumare 1, 2, 3, n începe de la 1 de la până la n. Da? Și atunci ai plecat cu K-ul de la 1 la n. Adunăm n pătrat pentru că vrei să ai același să construiești numitorul. Da, n pătrat. Și apare că 1 plus n pătrat față de n pătrat plus K și n pătrat plus n. Inegalitatea de aici să ajunge aici, nu? Da. Am întors, pentru că la numitor trebuie să se întâmple asta, să schimbă setul inegalității. Am așezat-o. Și acum înmulțesc peste tot cu 4K minus 3, pentru că ăsta este numărătorul construit, da, a șirului. Și odată construită chestia asta, 4K minus 3 supra n pătrat plus n mai mic decât 4K minus 3 supra n pătrat plus n mai mic. Sumăm, dacă asta e adevărat pentru orice K, și pentru K-ul de particulare, 1, 2, 3, da. Sumăm. Și când am sumat, fracțiile astea adunate au, astea din stânga au numitor n pătrat plus n, care are contorul de sumare, și am scos 1 pe n pătrat plus n în factor și rămân numai sumă din 4k minus 3, cum ai spus tu, sumă din, 4, din numărătorile, 4k minus 3, supranumitorul n pătrat plus n, da? Mai mic decât ăsta, ca e tocmai y cu n-ul construit, da. Și îndată, făcând calculul în stânga, calculul în dreapta, ai pus mâna pe șirul xn și pe respectiv șirul zn, care unul e pe poze minorant, altul e pe poze majorant. Și în clipa asta, fiindcă amândouă șirurile sunt convergente și găsești limita chiar 2 la amândouă, îl oprim și pe ăsta din mijloc să fie la 2. Însă și când e de convergență, mai trebuie să mă ocup de monotonie, mărginire și așa mai departe. Da. Ci pur și simplu, limita constați că este 2 și găsești limita. Da. Dar e interesantă construcția de aici, nu? Așa trebuie să gândim. Hai să vedem un alt exemplu.
Acum că am înțeles cum trebuie să abordăm aceste chestii, am făcut și varianta care se calculează efectiv suma și situația în care nu se poate calcula suma. Și atunci n-ai altă alternativă decât să sumezi.